Bună, iubițelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Iubițelor, astăzi o să avem un videoclip despre, mă rog, un videoclip despre două produse Lancome. Și uite, acestea sunt cele două, abia aștept să vi le prezint și să le încercăm. Dar deocamdată, hai să începem cu începutul, cum îmi place mie să zic. În primul rând, pe unghii, am acest nou lac de unghii, sau mă rog, gojă, de la Catrice și se numește, uite, sau hai să țin mâinile așa. Și este din colecția Heart Affair, e numărul C03. E o nuanță absolut superbă, cu un pic de particule strălucitoare, foarte, foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Deci e un lac de unghii absolut, absolut superb. Așa. Și bineînțeles ne-am schimbat manicura. Așa. Pe urmă, ce am mai folosit în ultima perioadă și sunt foarte încântată. Această nuanță de la Loncolor, din gama Loncolor Ultra, Vișină. Eu am folosit mai multe nuanțe și chiar cumva eram și am trecut brusc la această nuanță 6.4 Vișină. Așa. Și chiar e ceea ce am acum pe păr. Și chiar cumva eram neliniștită că poate nu va prinde, poate nu va, nu știu, poate că nu va ține sau nu se va păstra pe firul de păr așa cum trebuie. Este extraordinară, este excelentă, nu veți fi dezamăgite dacă veți vrea să o cumpărați, să o folosiți. Așa. Pentru că în ceea ce privește nuanțele de păr, hai să fim serioși și să recunoaștem că nu schimbăm nuanța părului, mă rog, în speță nuanța vopselei, toată ziua, bună ziua, în fiecare lună ne ducem și cumpărăm altă nuanță de vopsea. De aceea vreau să vă, mă rog, nu să vă avertizez, că parcă sună rău. De aceea vreau să vă semnalez când găsesc o nuanță frumoasă dintre cele pe care le folosesc eu și cumpăr cu mare încredere. De fiecare dată când am să găsesc o nuanță frumoasă și care e, mă rog, oferă o satisfacție și o culoare și o menținere în timp adecvată, atunci am să vă spun. Deci nuanța Vișină absolut superbă. E mai pe roșu față de acaju din aceeași gamă, de la aceeași firmă, tot Loncolor. Deci dacă cumva vă întrebați sau vreți să mă întrebați în ce raport se situează cu nuanța acaju, acaju este mai închis, mai pe brunet, ca să zic așa, dar cu acea tentă roșcată, pe când această nuanță vișină, e mai pe roșu și cred că am putea spune, nu știu, un castaniu închis, dacă e să îi stabilim o culoare de bază, o nuanță de bază. Așa, ce mi-a mai plăcut în ultima perioadă? Am început să folosesc acest gel de duș de la Pharmacy și îmi place extraordinar de mult, deci se numește Grace and Flora, gel de duș pentru toate tipurile de piele și are 360 de mililitri. Un parfum absolut îmbătător. Da, foarte frumos. Aș putea să-l compar cu un parfum, adică efectiv, mă rog, un parfum francez, ca să zicem așa. Da, e absolut deosebit, așadar un produs de nota 10, super încântată. Pe buze am rujul acesta de la Bourjois 12 ore în nuanța Red Bell. Și uitați-vă și voi ce nuanță frumoasă, eu v-am mai prezentat acest ruj, dar am zis că de fiecare dată când am un alt ruj față de ceea ce urmează să discutăm noi în cadrul videoclipului, sau mă rog, indiferent de situație, am să vă spun și ce ruj am pe buze ca să știți și voi să nu
să nu trebuiască să căutați, să vă uitați prin mail-urile mai vechi, auzi, prin videoclipurile mai vechi și să încercați să comparați nuanțele. Așa, și acum să revenim la oile noastre, să revenim la ceea ce, la subiectul acestui videoclip. Uite, avem aici aceste celebrele Juicy Tubes. Ce se întâmplă? Ele erau în oferta, erau în portofoliul firmei Lancome și sigur că au făcut carieră, au fost celebre, lumea le folosea, le utiliza. Ei, mă rog, probabil că la un moment dat, când a început acest val al rujurilor lichide, mate, evident, al rujurilor efectiv tip baton mate, deci când odată cu acest val de atracție așa irezistibilă față de ce înseamnă produs mat pentru buze, cumva probabil că și-au mai pierdut din avântul cucerit și au lipsit o perioadă din ofertă, din portofoliu sau poate din portofoliu nu, dar din ofertă cu siguranță au lipsit aceste Juicy Tubes. Nu vă spun cât de bucuroasă am putut să fiu în momentul în care le-am văzut din nou că sunt, că există, că nu sunt în ediție limitată, ci le putem cumpăra de câte ori vrem, când se termină, poate mai facem o pauză și iar le recumpărăm. Deci, absolut încântată de aceste produse și eu am cumpărat aici două nuanțe, 04 Miracle, cred că așa, sau Miracle, și 08 Tickled Pink. Și uitați nuanțele, deci Miracle sau Miracle și Tickled Pink. Așa. Și o să le încercăm și pe buze. Eu vă spun, sunt foarte încântată și când am văzut că au reapărut în oferta Lancome, am zis neapărat trebuie să-mi cumpăr, nu se mai poate așa. Iar acestea sunt cumpărate efectiv de pe site-ul lancome.ro, deci site-ul Lancome România, www.lancome.ro, și am beneficiat de o ofertă a firmei, o ofertă care era generală pentru absolut toate cumpărătoarele, toți cumpărătorii. Altfel, prețul e de circa 100 de lei, nu, cred că 100 de lei fix, 100 de lei. Și am beneficiat de acea ofertă. Vă îndemn și pe voi să vă faceți cont, să vă înscrieți la newsletter pentru a fi la curent cu aceste oferte. Dacă nu, vi le pot anunța și eu și vedeți și voi ce și cum. Uitați, deci hai să începem mai întâi cu nuanța 04 Miracle și să vedem efectiv cum arată. E un roz foarte deschis cu niște particule așa strălucitoare și uite cât de frumos este. Un luciu de buze, voiam să zic balsam, dar nu e balsam, e luciu de buze, absolut superb și gândiți-vă ce plăcut e să folosești un luciu din acesta de buze vara, de exemplu, dar nu numai vara, dar poate că vara devine emblematic și nu mai trebuie să mai pui nimic altceva pe buze, pur și simplu te-ai dat cu acest luciu, îl ai la tine în poșetă și toate sunt rezolvate. Așa, hai să vedem cum arată pe mână, să facem mai întâi un swatch. Așa. E foarte deschis, foarte deschis, ia să vedem, e foarte deschis la culoare, nu putem spune că e incolor, dar e un roz lăptos așa și foarte, foarte deschis la culoare. O să vedem cum apare și pe buze, iar eu am de gând să folosesc și pentru fiecare în parte să folosesc și un creion de buze, pentru că nu aș vrea
varianta simplă. Oricum, când îl aplic în interior se va vedea care e culoarea și după aceea când presăm buzele și uniformizăm un pic, va prinde mai multă culoare produsul în sine. Dar cert este că nu vreau să fac o testare, mă rog, o testare, o încercare pe buze, pur și simplu fără niciun creion, fără niciun creion de buze, fără niciun liner, pentru că, da, chiar nu vreau lucrul acesta, vreau să folosesc un creion de buze. Așa. Și aici avem nuanța Tickled Pink. Și hai să vedem cum arată și aceasta. E un pic mai închisă, vedem că e un pic mai închisă la culoare și uite, unele lângă altele, deci cele două tuburi, unul lângă altul. Acesta e Miracle și acesta e Tickled Pink. Și acum hai să vedem cum arată, abia aștept să vedem, cum arată pe mână și celălalt, făcând un swatch. Cum arată? E foarte pigmentat. Deci, ia uite cum arată Tickled Pink. E foarte, foarte, foarte pigmentat, ceea ce e absolut superb. Bun. Au și un parfum foarte plăcut. Ia să blocăm. Da, nu știu, ca de pepene verde. Foarte plăcut. Un parfum, o aromă superbă. O aromă superbă. Deci o să vă placă și lucrul acesta. Și acum ce am hotărât eu? Am hotărât să folosesc două croiane de buze și o să mergem o dată pe acesta roz de la Revers pentru luciul de buze Miracle 04 și o să folosim de la Bourjois acest liner de la Bourjois în nuanța Nude Wave. Aceasta e nuanța Nude Wave. Așa. Și putem pune, uite, eu am să pun și aici corespunzător. Așa. Uite. Deci acesta e de la Revers Cosmetics, lângă numărul 04 Miracle, iar acesta e Nude Wave de la Bourjois, Nude Wave de la Bourjois, lângă 08 Tickled Pink. Așa. Și acum hai să nu mai pierdem timpul, ca să zicem așa. Uite, am aici un șervețel uscat, ca să dau jos rujul pe care l-am deja. Și o să începem cu cele două, cu acest roz foarte deschis, ca să știți ce urmează să aplic. Și hai să șterg acum... rujul de la Bourjois și am să-l aplic. Am să aplic creionul de la Revers acesta roz. E o nuanță foarte frumoasă. Așa. E o nuanță foarte frumoasă, îmi place foarte mult. Tot am promis că recumpăr și o să vedem. Dar aș vrea să mai iau niște creioane de buze și de la alte firme în alte nuanțe față de ceea ce am cumpărat până acum, ca să avem așa o diversitate. Și cam aproape, nu chiar, poate chiar orice nuanță, că... Da, e imposibil. Dar știi, mă rog, la modul ideal, așa, aproape toate nuanțele. Bun. Și hai să vedem să aplicăm acest luciu de buze. Îmi vine să-i spun balsam, dar nu e balsam, e luciu de buze. Ia. Ei. Este deosebit de mătăsos. Are un, deci e deosebit de mătăsos, are un luciu sticlos și un pic sidefat, deci o să vă placă, cel puțin mie îmi place extraordinar de mult.
Și acum, dacă îmi permiteți un pic să uniformizez. Da. Uite cum arată. E absolut, absolut superb. Și cu siguranță o să ne placă. Cu siguranță o să ne placă și aplicat singur, adică nu neapărat cu un creion de buze. Și dacă mă uit bine așa, cred că putem folosi orice fel de creion de buze. Eu cred că putem folosi și un maro, deci nu trebuie să fie neapărat creionul de buze, nu trebuie să fie neapărat în nuanța acestui luciu. Mie îmi place foarte mult, deci uitați. Uitați cum arată, e absolut superb. Eu sunt foarte încântată și cu siguranță am să recumpăr. Am să vreau să fac o încercare și în afara camerei, să vedem cum apare pur și simplu fără niciun creion de buze, dar acum am zis că totuși să fie cu un creion de buze, să vedem varianta mai elaborată în care se poate folosi acest luciu de buze. Absolut superb. Și luciul e foarte plăcut și îl simți protector, hidratant, mătăsos, catifelat și în același timp, poate catifelat, nu cremos așa, dar o cremozitate fermă, știi, care rămâne frumos pe buze, rămâne acolo unde l-ai pus, e minunat, e minunat. Și acum hai să încercăm și cealaltă nuanță. Așa. Și vom utiliza de data aceasta creionul de buze de la Bourjois în nuanța Nude Wave. Așa. Bun. Și acum hai să aplicăm, stai să închidem aici, să-l închidem aici pe acesta. Ia uite ce bine se asortează cu bluza. Vai, abia aștept. Dar eu am să le port și fără creion de buze, vă anunț de pe acum, eu am să le port și fără creioane de buze. Sunt extraordinare. Și acum hai să vedem Tickled Pink cum arată. Absolut superb. Absolut superb. Și într-adevăr e o aromă fructată atât de plăcută, nu știu, pepene verde, un amestec de pepene verde și pepene galben. Absolut superb. Deci o să vă placă la nebunie. Uite. Da, îmi place foarte mult. Sunt extraordinar de încântată. Extraordinar de încântată, deci am să le folosesc fără doar și poate. Așa, deci aici avem Tickled Pink. Extraordinar de încântată sunt. Mă uit și aici ca să văd. Da. Absolut superb. Absolut superb. Super încântată sunt de ele. Și cred că am să cumpăr și alte nuanțe. Astea îmi plac foarte mult, nu că nu mi-ar plăcea, dar zic, cu siguranță am să cumpăr și alte nuanțe pentru că e minunat. Și mai sunt acele situații când vrei ceva pe buze rapid, iar cele două sunt minunate pentru astfel de cazuri. Vrei ceva pe buze rapid, dar fără să
nu știu, nu că să pierzi timpul, fără să aloci prea mult timp, știi? Ai aplicat rapid, ai ieșit pe ușă, ești gata, aranjată, ai o culoare minunată pe buze, nu-ți mai faci absolut nicio problemă. Și nu mai vorbesc, de exemplu, poate prin magazin câteodată, poate e cald, poate e ceva vara și imediat ai reîmprospătat și pleci sau ești așa într-o ieșire foarte lejeră prin oraș, poate vrei să te duci la o terasă să, nu știu, să bei o bere, un suc sau ceva și atunci un gloss din acesta e minunat, l-ai reaplicat. Și nici nu-ți trebuie oglindă, nu-ți trebuie nimic. Da. Super încântată sunt, super încântată sunt de ele. Deci, da, nu mai insist că e clar cât de mult îmi plac și ce fericită sunt că le-am achiziționat. Iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi. Ne revedem cât de curând. Până atunci, eu vă pup și vă zic pa, pa!